Este ziua recoltei și ziua fermierului au fost sărbătorite la Blăjel și la Roșia. De la evenimente nu au lipsit expozițiile de animale, concursurile sau programele artistice. Și sașii din Axente Sever au sărbătorit ziua recoltei cu dansuri germane și produse de sezon. La Roșia, 10 de producători au luat parte la ziua fermierului. Căutați și am găsit de cuvință ca să aducem, să lucrăm lucrurile frumoase din agricultură. Și de aceea facem astfel de evenimente și astfel de sărbători ca să arătăm că sunt oameni care muncesc, sunt oameni care vor să fie și în agricultură bine. Avem produse făcute la noi în casă și crescute la noi în grădină. Avem gem de prune, gem de prune cu scorțișoară, acolo avem zacuscă, castraveți, conopii de acră, ardei. La Blăjel, ziua recoltei a ajuns la ediția cu numărul 17. 2013 destul de bun, inclusiv la producția de cereale, de animale, foarte bun. Cu vaci, porci, oi, avem de toate, fermă mixtă. La Axente Sever, sașii din localitate au sărbătorit ziua recoltei pe stil nemțesc, cu produse de sezon și dansuri tradiționale. Cu acest prilej, un străin a devenit primul cetățean de onoare a localității. Este vorba de olandezul Anton van Rijn, cel care a fondat muzeul din Axente Sever.